Ziua de astăzi este o zi specială, așa că nu e de mirare că artiștii aleg această zi pentru a face o lansare. De Sfântul Valentin ne îndrăgostim pe ritmurile primului single semnat Ștefan Robu, Love is not a game. Noi ca și bărbați, din păcate, câteodată nu prea luăm în serios relațiile. Le realizăm mai târziu după ce am greșit, că de fapt poate ar fi fost bine să fi procedat altfel. Sau poate nu mai realizăm. Sau poate nu mai realizăm, exact. Ștefan este un alt basarabean stabilit în România, care țintește piața muzicală de peste Prut. Este licențiat în economie, o perioadă a cochetat cu sportul, mai exact cu basketul, însă muzica este marea lui pasiune. Anul trecut, prin februarie, la încurajarea unor prieteni, am ajuns și în studioul de înregistrări, unde m-am reîntâlnit cu un foarte bun prieten, Ivan Caragia, fiul cunoscutului compozitor Nicolae Caragia. Și astfel, împreună cu el, am început o colaborare pe plan muzical, respectiv prima piesă, Love is not a game. My hands are cold, as cold as ice, 'cause you're not around. Ce-ți e de procesul de lucru a fost ceva de plăcere, de suflet. Ștefan a vrut ceva de suflet, a vrut o piesă care să-ți placă, să se distingă, să fie diferit. Am schimbat multe linii melodice, am schimbat... Piesa a luat diferite întorsături și până la urmă am hotărât împreună când să ne oprim, când este bine. Momentan am încredere în acest proiect, în această piesă. Nu pot să știu cum va fi primită de către publicul din Basarabia, cât și cel din România, pentru că va urma o lansare oficială și în România. Sper să prindă. La primul single din cariera sa, artistul a colaborat tot cu basarabenii noștri. Atât compozitorul, cât și regizorul videoclipului sunt originari din Moldova, însă au mare succes în afara ei. În momentul când ne-am întâlnit într-un studio unde ne-am și cunoscut, s-au unit câteva concepte împreună, chipzuind această idee, am ajuns la ideea care a ieșit în clip. I've tried so hard deep down inside to make it work somehow, but then again I was too blind to see us going down. Videoclipul a fost filmat în Munții Bucegi, la sfârșitul lunii noiembrie. A fost filmat în două zile. Cadrele sunt atât cu zăpadă, cât și fără zăpadă. În momentul filmării noi am avut un concept și din cauza că n-a fost, cum a zis, n-a stat timpul după noi, ne-am abătut un pic de la scenariu. Și din cauza asta s-a format un concept mai mult de imagine. Dar mi-ar plăcea foarte, foarte mult o colaborare cu tinerii compozitori din Republica Moldova. Îi apreciez foarte mult și dacă sunt interesați, atât compozitori cât și instrumentiști, pot să mă contacteze atât pe Facebook, pe Ștefan Robu, pagina mea oficială, cât și pe ștefanrobu.ro.